Salut și bine ai venit la Edotech! Dragoș sunt și astăzi vreau să-ți prezint... Navigație de BMW pentru modelele fabricate în general după anii 2006 în sus. Mașinile vin cu ecran color de fabrică, care este controlat în general printr-un joystick denumit și iDrive, situat lângă schimbătorul de viteze. După cum v-am obișnuit, noi vă oferim soluții pentru înlocuirea celor monitoare care sunt de generație mai veche, rezoluție mai slabă, cu altele care au rezoluție mult mai bună, diagonală mai mare și au sistem de operare Android. Ele preiau meniul original în totalitate, controlul se face din iDrive ca și înainte comenzi volan. Nu se pierde nicio funcție, nicio setare a mașinii, doar în plus se adaugă funcționalitate, se poate pune cameră de marș arier, sistemul de operare Android cu procesoare mai noi de 8-core, Android 10 cu 4G, intrare de cameră, v-am zis, Bluetooth, radio rămâne cel original, conexiune USB, puteți urmări YouTube, filme, tot ce doriți în materie de multimedia în acest moment. Aici am un ecran, de exemplu, pentru seria 5, F10, mașini fabricate 2010 sus până în 2017 aproximativ. Este o navigație mare cu ecran de 10,25 inci. Noi avem soluție, tot o navigație cu aceeași dimensiune, care se intra în bord la fel ca și aceasta, dar am primit și avem mai nouă soluții și cu ecrane de 12,3 inci. Aceste ecrane, practic, tot așa înlocuiesc sistemul, ecranul original, că unitatea de jos rămâne. Ele vin împreună cu un adaptor de plastic. Vedeți, plasticul este cel ca și forma la ecranul original, în care ele se clipsează. Practic, iasă în exterior, la nivel cu bordul. Nu este la nivel, iasă în exterior tableta. La fel ca și la mașinile de generație mai noi din seria 5 nou fabricat după 2017. Rezoluția este una mai mare pe ecran, de o claritate mult mai bună. Automat, diagonala mare vă face să vedeți mult mai bine și să se vadă mai bine imaginea și meniul original și meniul de Android, ca și filmele, navigația. După cum vedeți, este strict numai ca și un ecran, are numai cea partea de spate unde efectiv este și placa cu sistemul de operare Android, mufele de alimentare și RCA-uri, antenă GPS, antenă 4G și aici este semnalul video original LVDS, care vine de la unitatea de jos. În principal cam astea ar fi și aici pe lateral mai are intrare pentru slot SD și intrare pentru SIM card 4G de date. Deci, diferența între ele, vă puteți observa, este destul de mare. Să vă arăt și accesoriile cu care vine. După cum vă spuneam, acest plastic adaptor care intră în bord și permite fixarea ecranului. Un cablaj de AUX în cazul în care mașina are fibră optică pe partea de AUX și nu putem face conexiunea direct prin cablajul de alimentare, vom folosi acest adaptor. Cupla de alimentare, se inserează mufele de alimentare la unitatea de jos. Aici ieșire audio care corectează la jack-ul ce am vorbit mai devreme și aici intră în spatele aparatului. Avem niște ieșiri pentru alimentări de camere, avem RCA-uri de intrare de cameră spate și intrare de cameră DVR analogică. Avem antenă 4G. Aici avem cablaj de prelungire cu două USB-uri și antenă GPS. Deci, după cum vă spuneam, Android 10, 8-core, 4 GB de RAM, 64 de GB memorie flash, 4G, ecran cu diagonală de 12,3 inci QLED, cu rezoluție 1920x1080, deci Full HD. Haideți să vedem, l-am instalat într-un BMW seria 5, cu sistem NBT din 2013 și să vedem cum arată, cum se comportă și, în plus, am instalat și o cameră de marșare să vedeți cum se vede pe această navigație. După cum vedeți, monitorul este unul gigantic, comparativ cu cel de 6.5 care era de fabrică.
El se integrează perfect cu mașina, are procesor octa-core, Android 10, 4 cu 64 GB RAM, loc de SIM 4G, wireless, CarPlay, Android Auto, intrare de cameră spate și cameră DVR. El pornește în momentul în care noi punem contactul. Ok, ăsta este meniul original al unității de fabrică. După cum puteți vedea, funcționează joystick-ul perfect. În momentul în care preia meniul, se vede foarte bine, clar și corect. În momentul în care noi vrem să comutăm pe partea de Android și vrem să auzim și sunet, va trebui să conectăm, să comutăm pe AUX sunetul. Și după ce am comutat, fie putem din butonul de meniu lung apăsat, fie apăsăm pe ecran, trecem pe partea cu Android. Asta este partea de Android. Imaginea este una foarte bună, rezoluția 1280x720 QLED. Vedeți că funcționează joystick-ul și în acest meniu. Avem navigație, prin care navigația offline iGo, dar putem avea și navigația online Waze-ul sau, de exemplu, Google Maps-ul. Ce este interesant este că în momentul în care noi suntem pe radio sau pe alte surse audio, când navigația vorbește, se aude pe boxa din stânga față, astfel încât și dacă ascultăm radio, navigația se meargă în continuare. Ok, să-i dăm o ieșire. Așa. Communication, aici avem parte de Bluetooth, putem conecta telefonul, prelua agenda telefonică, facem apeluri hands-free sau putem folosi Bluetooth original fără probleme. Așa. Avem aici player audio. Deci avem player audio, avem funcție de shuffle, play in order, avem setări de sunet cu DSP, putem seta cum dorim noi partea de audio. Așa, și avem căutare în meniu. Astea sunt aplicate, piesele. Avem aici de pe memoria internă sau de pe USB dacă conectăm. Avem video, din nou putem reda de pe memoria internă sau de pe USB. Redă la calitate Full HD, orice format de video, inclusiv MKV-uri. Imaginea este una foarte bună, mai ales pentru un ecran de 12,3 inch. Ok, asta e partea de video. Car info, mergem înapoi în meniu original. Și dashboard, aici afișează informații despre mașină. Dar pentru asta va trebui să pornim motorul. Deci. Afișează dacă ușa deschisă, temperatură, ceas, farurile, poziție dacă le punem. Centura, când nu este pusă viteza. Și aici putem schimba tipurile de afișaj. Ok. Deci asta e dashboard-ul. Cam atât la opțiunea din meniul principal. Muzică v-am arătat, navigația v-am arătat, parte de setări, aici avem setări de sistem, setări de navigație pentru volum, setările, sunet, putem să selectăm, limbile,
care le avem opționale. System Info, 4 GB cu 64. Aici e partea de setări de Android clasice ca la telefon. Așa, și aici se intră la setările de fabrică, unde este nevoie de un cod. Carul îi asemenea meniului principal, merge în meniul original. Și aici avem aplicații. Înainte de asta să mergem să conectăm la wireless, dat hotspot din telefon. S-a conectat. Și aici avem aplicații. Play Store, putem intra, trebuie să ne punem cont, să descărcăm ce aplicații dorim. Maps, navigație online, de asemenea trebuie introdus contul de Google, astfel încât să putem să-l folosim la nivel maxim. Vedeți că se încarcă și funcționează foarte repede. Equalizer, l-am văzut, egalizatorul de sunet. Așa, Chrome-ul. Putem intra ca să introducem, să vizităm orice fel de pagini web fără probleme. Așa. APK Installer și File Explorer, explorator de fișiere, putem intra pe memoria internă. Z-Link-ul, de aici conectăm iPhone CarPlay Wireless și Android Auto. Momentan nu este niciun telefon conectat, dar de aici le conectăm. Vedeți, Android Auto și CarLife e setat. iGo vi l-am arătat. Așa, putem intra de asemenea pe YouTube. Avem picture in picture. Putem face și split screen. Să avem navigație și YouTube în altă parte. Avem de asemenea și cameră de marșarel instalată. Afișează ghidajul activ și afișează și senzorii de parcare pe ecran. Vedeți că e afișat mai devreme. Cam asta este unitatea, astea sunt funcțiile principale, ați văzut. Cel mai important este ecranul foarte mare, care ne ajută să avem o imagine foarte bună, este vizibilitate foarte bună, claritate la imagine foarte bună, se mișcă repede unitatea și este foarte calitativă. Orice întrebări aveți, vă recomandăm să ne adresați cu drag, vă mulțumim că ne urmăriți, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.